Mulțumesc!
Yes, me. A procesului verbal de la Curtea de Conturi, care are termen de pe 31-7. Informarea domnului primar Olaru Vasile privind evințarea echipei de fotbal din Liga 5 a copiilor din Comuna Giro. Cine mai este pentru cine este pentru ordine de zi? Mă scuzați, aș mai avea introdus ordine de zi un pic, dacă se poate. Am urmă 800 de metri, am adus evaluarea acum de la Europa, tot nu era evaluarea pe cât, dar se poate introduce. Pentru profesionalistă, pentru cumpărare. Evaluarea este actualizată? Da, e făcut odată în urmă. Trebuie mie între timp ca să sun la audit și să întrebi la contabilă. Este la Am evaluare. Am evaluare. Cineva
vreo propunere nicio problemă. Nu mai este ordinea de zi? Ce se poate? Nu mai este nimeni. Atunci, supun la vot pe ordinea de zi anunțată. Cine este pe? Trecem la alegerile președinte. Alegem președintele de ședință. Urmează domnul... Da, conform... Conform listei urmează, listei urmează domnul Năpărean. Cine este pentru domnul Năpărean? Deci, în unanimitate, supraiectul votului se aprobă. Domnul Năpărean, vă rog, prezentați... Puneți la vot. Dacă are cineva obiecțiuni la procesul verbal din 3-7-2014. Sper că a studiat procesul verbal. Da. Așa, dacă sunt obiecțiuni la el. Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține? Nu uitați să votați. Trecem la punctul 2. Nu-i gata raportul ăsta. De 31. Dacă dați voie să rămânăm pe punctul ăsta pentru luna august, pentru că se încheie pe 31. Datoria primăriei către Curtea de Conturi se dat și prezint de la toate prevederile din luna august, era la despera să vină să ne prezinte ce prezinte la Curtea de Conturi. Dar măcar putea să vină să ne aducă. Exact. Vorbim pe rând. Domnul Băureau îmi propune să amânăm. Să amânăm pe la august și 31 iulie, ultima zi. Altcineva, cine să mai scrie la cuvânt la punctul 2? Domnul Andrei, să vă spun. Domnul consilier. Mă iertați, dar pentru cine ați convocat astăzi? Ca să alegem președintele de ședință, așa de pe margine mi s-a sugerat de vedere invitat sau ce sunt domnii, au o problemă cu noi, Consiliul Local. Noi ne-am întâlnit numai ca să alegem președintele de ședință. Era vorba de o informare a combatimentului pe audit, care l-am mai amânat odată noi. Și sunt niște probleme foarte grave acolo la... Deci, ce propuneți, domnul? Eu propun să cerem să vină informatul ăla să ne prezinte raportul. Bun. Exact, și avem ci, pe compartimente, unde sunt lipsă. Avem și televiziune aici, unde se facă toată lumea, unde e lipsă. Mai are cineva de ceva la punctul 2? Vrea să fie cineva în legătură cu doamna potabilă? Secretarul aici, nu-ți face. Nu, e un raport ăsta. Raport, da. Atunci, tot eu propun să amâni. O fi domnul. Da. Cine este de acord cu propunerea domnului Băureanu pentru amânarea acestui punct pentru ședința ordinară din luna viitoare? Cine este pentru? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nu raport e foarte sumar. E sumar și dacă termină pe 31. Am deja ora. Să vorbim să mai ajutăm la Curtea de Conturi, să lăsăm până la sfârșitul lunii. Dar ea trebuie să fie prezent în sală. Pentru că am convocat-o, nu să se astfel. Ea o primit pe ea. Și să trebuie să vină aici. Dar chemați-o și din zi. Acum ați amânat, vrea să chemați până acum. Da. Trebuie să punctul 3. Punctul 3. Să abține, cine împotrivă? Nu, sunt pentru. Cine să abține? Domnul Vasulaie se abține. Împotrivă, domnul Andrei. Silențială. O fost pentru amânare. Voi nu sunt, trebuie să pentru amânare. Și nu am înțeles de cine judecăm cu Curtea de Conturi, pentru Curtea de Conturi ne spune să facem anumite lucruri. Da. Eram primati, da? Raportul din Curții de Conturi a venit până era chiar primat, venit să trebuie dat în judecată. Ce spunea cu Curtea de Conturi? Spunea că trebuie să încasăm taxa de scavare, da? Și ne judecăm noi, nu vrem să o încasăm, sau ce? Ce suntem noi, stat în stat sau ce?
Și spunea să casăm anumite debite care erau. Da, domnul, a spus clar și deschis, adică erau probleme de concesionări, au pădare clare, erau mulți bani. Avea termenul 31 iulie de predat, tot care putea de conturi, hai să acceptăm 31 iulie. Noi, Consiliul, avem tendința de a neapăra unul pe altul, de a vedea acolo unde sunt pădare clare. Poți să ne prezinti că n-am și ce au făcut 31 iulie. Eu n-am văzut rostul. Dar eu totuși propun să o aduc, să o chemăm aici pe doamna Despina. Președința viitoare, sunt niște termeni de executare. Sunt niște termeni de executare. Prezidii curții de conturi, ce s-a executat. Ce convins că mai are de dat la curtea de conturi, pentru că e ușor și alte situații. Cred. Atunci, ultima zi. Noi am inițiat punctul ăsta pentru să vedem dacă o pregăti ceva până la data de. O pregătit un recurs, la un proces. Da. Dumnea ei trebuia să se prezinte la ședință, pentru că este problema serviciului contabilității. Noi suntem Consiliul Local. Și eu am anunțat-o. Păi doamna secretară a anunțat-o, că doamna secretară... Da. Și atunci ședințele s-o prezentă? Doamna, mult mai are de pregătit. Nu contează, dar ce are de pregătit? Noi știm că mai are de pregătit, dar nu se prezinte să... Nu, dar de ce ne-i mult? Am amânat consilierul cu obligatoriu în altă. Dar eu vreau să știu, că nu zic că avea toată totul gata, dar nu vreau să știu niciodată. Trecem la punctul 3 pe ordinea de ședință. Da, așa ne ignoră de totdeauna pe noi. Trecem la punctul 3. Alo. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Domnul primarul Laura Vasile nu este. Cine poate informa despre... Bun, ai raportul. Da, cine se scrie la... Domnul Andreeș. Domnul Andreeș. Da, la cuvântul domnul Andreeș. Domnul consilier, noi în bătăliile astea noastre electorale am avut șansa să ne batem și cu baza scotei. M-am bătut cu un preon cu fostul viceprimar Budu Vasile. Și acum? Și acum, acum avem altă bătălie. Cred că la timpul respectiv noi, pe noi ne interesa cheltuielile. De fapt, banii care se rulau acolo erau o grămadă de bani prin care Consiliul Local la un moment dat nu înțelegeau ce se petreceau pe ei. Au fost atâtea curți de conturi peste noi, au fost audite, au fost dosare penale, au neîncepere. Deci, rețineți domnul consilier, deci are neîncepere de urmărire penală pentru baza sportivă. Baza sportivă a rămas în paragin, iar clădirea respectivă am folosit-o ca dormitor, nu ca sală sportivă trebuia folosit. De-aia eu vă propun dumneavoastră să-i dăm drumul la baza sportivă. Pentru că baza sportivă are un scop. Pentru tineri comunii, pentru mișcare, pentru sport, pentru școală. Deci să facem, să o deschidem oficial, normal ar trebui să, anual, să băgăm și noi din Consiliul Local, probabil la anumite sume de bani. Iar restul bani vor veni din sponsorizări, așa am înțeles. Sponsorizări care vor fi transparente, exact ca la orice echipă de fotbal. Aici se va ține o contabilitate probabil separată, că așa am propus noi la timpul respectiv. Eu v-aș propune dumneavoastră să aprobăm proiectul ăsta și să-i dăm drumul la baza asta sportivă, care de fapt acum e în paragin. Deci dumneavoastră este pentru, da? Dacă mai are cineva din la punct. Eu, domnul Purcelă, deci după domnul Purcelă. Sunt de acord cu domnul Andreeș și a spus, mai ales pentru că sunt o grămadă de tineri în comună, aici, comună, nu numai în Giro, care ar putea să vină să joace fotbal, sau orice sport se poate face din terenul ăsta. Condiții sunt. În baza sportivă avem vestiarii. Ideea asta este, că dacă o putem, se formează o echipă să... Dar nu e aici așa. Deci cine o să ia clubul, o să trebuia să întrețină și baza sportivă și vestiarele acolo. Bine, domnul Buceală. Sunteți pentru, da? Da, sunt pentru, da. Bine, domnul Buceală. Eu, în primul rând, aș întreba pe domnul Andreeș. El a spus că până acum s-o folosit ca dormitoare. Baza sportivă, s-o folosit. Mai folosești? Și acum, și la ora actuală. Da, da, da. Cine plătește? Dacă s-o folosit ca dormitoare? Voi, domnul Vicer, nu, acolo. Cine vrea voi? Domnul Vicer, dar ce domnul Vicer, dar ce ești? Nu am dat cheia, nu știu nimic. Eu ce știu acolo,
Știu că îți de plată curentul vreo 270 de milioane. Curentul. Știți, și acolo e dezastru, și acolo. Eu știu cum a fost baza aia sportivă, când am avut-o primit. Știu ce a fost. Dacă îmi permiți să-mi dau... Da, dar un pic, lasă-mă să termin. Cine plătește? Dacă vrei, dau răspunsul acum. Știu exact. Dar răspunsul. Când au băgat oamenii aia de la structură de aici, au făcut un contract cu primarul. Deci s-au luat angajamentul în momentul când deci pleacă, ei fac curat. O dau exact cum a fost la chei. Și curentul? Și plătesc curentul, normal, ei, deci am stat noi acolo. Poate să pui și o întrebare? La președinte? Acel, deci cine da voie acolo, o ceru voie Consiliul Local, o pus în discuții Consiliul Local, o hârtie, un contract, o aprobare, ceva. Sau îl pun... Da. În momentul când vine primarul, să-l întreb. Proiectul de hotărâri cu înființarea, dacă se dăm de acord cu înființarea unei echipe, să o înființeze, noi avem baza sportivă și clădirea, și în momentul când există echipă legală constituită, discutăm contractul de închiriere. Până atunci, ce-o făcut Vasile cu constructorul de aici și problema lui, o să ne dea o dată răspuns, iar îl chemăm și în fața Consiliului să ne... Este un punct de legătură cu chirierea, cu banii, cu curentul, cu plătirea, toate astea să ne dea răspuns. Dar noi suntem de acord, dați cu ființarea unei echipe. Dacă nu se ființează echipă, nu avem considerat. Așa, suntem de acord cu ființarea unei echipe. Și tu îi spunem, suntem de acord cu ființarea. Atât, și nu mai comentăm altceva, pentru că nu avem cu cine discutat. Eu, ca un simplu cetățean din comuna asta, vin și mă întreb, cine înființează echipa? Cine ăștia care cer? Ei între ei sau nu există cineva care cer? Nu ne cer! N-avem cer! Se pot constitui, se pot constitui... Mai să-i dăm voie, noi consiliu. Pot constitui o... Noi le dăm voie și am autoritate. Nu am altă autoritate, ești mai mare. Suntem din profesorul de sport. Lăsați-l așa, 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 dacă se aprobă cineva, se aprobă cineva. Ce legătură cu concesionarea sportului? Cineva are inițiativă? Ne știi, uite cu aia. Sunt care cer baza, dar trebuie să fie ea cu ceva. Dar dacă ar fi ea, se crea de acolo. Să-și sate, e ca ceva trebuie. Nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați. Cine este? Nu uitați, nu uitați, nu uitați. Vă rog frumos să vorbiți pe rând. Eu întrebam la autoritate care este aici, da, în persoana domnului viceprimar, că au undeva mai mari ca noi nu avem acum. Da? Cine înființează această echipă, una la mână? Că vei de acord, da. Toți copiii din comuna asta ar trebui să joace fotbal, să facem și volei, da? Să facem și handbal, să facem sport, într-adevăr, un sport. Dar trebuie să vedem un pic și despre echipa de fotbal care am avut-o până acum. Știm foarte bine ce echipa Vasulaie, a domnul Vasulaie, domnul Vasulaie, bateți de la proiect. Mie mă interesează proiectul care este astăzi pe ordinea de zi. Da, nu mă interesează. Nu, eu mă întreb ce dori, ce propuneți dumneavoastră. Pentru a nu intra în polemica care am avut-o cu cealaltă bază sportivă când am înființat-o. Domnule, sunteți de acord pentru înființarea echipii sau nu? Eu mă întreb, nu mă doar. Noi când suntem voi, n-am și nu mă interesează. Nu este autoritate competentă aici. Nu lasă să-i spun cuvântul meu. Da? Dacă vă ții până mâine să-mi spui de la... Da, dacă îi trezi mâine, poi mâine. Știi ce vreau să spun? Dacă îi trezi mâine, poi mâine, când vine o firmă care... Da, eu am înființat echipa de fotbal. Știi, costă taxa 5 lei ca să fie în echipa de fotbal. Costă aia, echipa mea, mai mult 100 de lei. Dar ce treaba de unde cu aia? Vreau să fie exact și să fie pe proiectul de ordine, de care este pe ordinea zi, în care... Într-adevăr, această echipă se înființeze de cei care vor să facă fotbal. Așa că... La care înființează echipa și care vrea să se ocupe de amânare sau de nu, perfect, dar pot acum mențiunea ca acei, de să fie copiii care... Mai dați-mi vorite că... Da. Păi de... Sub tutela, de exemplu, a poliției, da? Sau sub tutela primăriei, a viceprimarului? Treaba poliția cu echipa din fotbal. Hai, domnul Riu, vei. Da, domnul Riu, care domnul. Echipă de fotbal și hotărâri de Consiliul Local avem. Este, trebuie să o anulăm pe aia în primul rând și dăm alta. Și va să revenea desfințată. N-am desfințat echipa de fotbal. Aia știi care? Aia vechi, dar este Inter Giro.
Este o hotărâre din Consiliul Local. Cine a desfințat eu? Noi, Consiliul. Domnule, noi eram din Liga a doua sau a treia, asta e din Liga a cincea, era altceva. Nu este vorba aici, la proiectul ăsta, despre fosta echipă. Este vorba de... Desfințarea unei echipe de tineri. De tineri. Păi, este tu mai de cine complicăm, domnule? Indiferent cine face, când vine și negociază cu noi, dacă nu ne convine, nu dăm, domnule. Dacă tot îi primam aici, sunt... Hai să aprobăm înființarea. Cine este pentru înființarea echipei de fotbal Liga 5? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 5 sunt pentru. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Nu dăm posibilitatea ca să facem ceva pe terenul ăla. Să-l dăm la cineva să facem ceva cu el. Nu lăsăm Zaharia, domnul Andreeș, altcineva, domnul Bărăbeci, altcineva la interpelări, întrebări, domnul Guriuc. Da, domnul Purcea, aveți cuvânt. Domnul președinte, îmi permiteți, dintre noi poate putem... Da, bine, da, după astea... Vă spuneți pe mine, după. Eu bine ar fi să-i ascultăm pe ei. Hai, domnul Poată, aveți cuvântul. Ce se întâmplă? Poate unii din dumneavoastră nu ar fi auzit, au fost prea ocupați în problemele primăriei, ale Consiliului, problemele comunii. S-a vehiculat în ultimul timp, în ultima săptămână, o idee foarte interesantă. Privind plata sau taxa de gloabă pentru vaci și taxa de gloabă pentru cai. În ce măsură este adevărat, deci discuția a fost purtată de către unii consilieri? În ce măsură este adevărat zvonul ăsta? Nu. Da sau nu? S-a discutat sau nu? Domnul Purcel. Dar nu vorbiți toți odată. Nu, vorbesc eu. Proiectul a fost inițiat din mine, dar a fost prost scris. Care, din punct de vedere al ortografiei sau... Domnul președinte, din punct de vedere al ortografiei sau al conținutului? Da. Al ortografiei. Deci conținutul a fost bun. Nu, domnule. Eu am cerut taxe de gloabă pentru cei care țin animale în pripon pe suprafața de concesiuni concesionate. Atât am cerut. Proiectul era invers. Proiectul a fost făcut invers. Deci s-au anulat. Așa ceva nu... Deci nu sunt discut de problemă. Nu sunt discut de problemă. Altceva dacă aveți. Avem garanția că vom fi și noi informați despre problema asta. Se va rediscuta. Nu se mai discută. Atalea ai teren concesionat, nu? Eu am o poveste întreagă să vă spun, dar sunteți prea... timpul presează pentru mine, sunteți foarte ocupați. Deci, dacă ai venit aici, ce rost are să pleci fără să îți spui? Da. Era bine să fie și domnul Mocanu aici, a? Domnul președinte ședință, vă aduceți aminte la masa asta, eram când am spus așa. Vor fi niște domnul Ienache, dacă vă deranjez, eu... Vorbiți frumos, vă rog frumos, cum adică de mă dragă, niciodată? Nu știu să și tac, nu numai să vorbesc. Vorbiți, domnul... Deci era vorba despre faptul cum vor fi concesionate aceste terenuri și ni se va pune beț în roate. Mie, cel puțin, mi s-au pus beț în roate. Cel care pierde nu sunt eu. Cineva tot va pierde aici. De ce? Cum ai opus bine? În ce sens? Mi s-a cerut să fiu persoană juridică, pentru că
în calitate de persoană fizică nu aveam dreptul pentru că nu am numărul de vase, pot concesiona o suprafață mai mare, mai ales că mi s-a spus tot așa. Îmi dați voie? Da, da, să vă spun bine în cel, după aceea nu pot să vă răspund. Dacă mi-i spui deodată. Păi nu, problema nu a pus-o nimeni în viață în punctul ăsta. Legea, ordonanța 34 din 2013, așa prevede. Da, domnul președinte, dar cum i-ați concesionat toate direct, fără să aibă asociații de crescători de animale ca el, ca papă? Ce scrie aici? Nu, 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 domnul, nu, domnul Andreș. Dar nu știu, nu, 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 aveți actul adițional al lui Andreș. Aveți actul, domnul Andreș. Deci nu are concesiune. Aveți actul. Este aveți o... actul. Este nu e concesiune. Nu e concesiune. Nu e concesiune. Nu are, domnul. Hai arătare, că nu e respectat. Tot infosați legea 34 pe care voi nu vreți să respectați? Dar nu are act. Și puneți taxa de gloabă și nu știu ce, nu vă vine idei vouă. Nu are act. Dacă nu are act, dragul meu, dacă nu are act, cum e act? Cum? Dar cum? La concert cine are, domnul? Păi toate, toate vin cu oaie până aici. La, nu, Israzul de Vaj, la concert, cine are contract? Are asociație? Ce pescători pe animale? Nu are, păi este vorba. Stați un moment. Am regulamentul privind regimul de închiriere a pășunilor, dat de domnul Argiro. Și spune aici, o persoană fizică are dreptul ca să aibă calitatea de locatar, persoană, orice persoană fizică sau persoană juridică. Da? Bun. Nu scrie de asociații de creștere a animalelor, persoană juridică, dați-mi voie, vă rog. Mi s-a cerut aici la primărie cuiul. Fiind vorba de cui, eu am zis, domnule, n-am cui, la mine nici șocan. Era vorba de cod unic de registrare, de registrare fiscală. Eu am o societate. În societatea aceea, prin societate, am întrebat la Camera de Comerț, am întrebat la APIA. Da, domnule, prin societate, având activitate de creștere animalelor, poți concesiona. APIA a zis da. Nu te am venit la domnul Mocan și a zis nu. Trebuie să ai asociație de creștere animalelor cu toți proprietarii de animale din sat. Am fost la un avocat să deschid o astfel de asociație. O groază de documente și de bani trebuia să cheltui, nu mi-a ajungea subvenția. Da, și atunci am renunțat pur și simplu pentru că nu mi s-a, deci mie personal, nu mi s-a dat voie să fac o astfel de concesionare, deci să concesionez. Pentru că ar fi avut de câștigat, știți ce? Oamenii din sat, deci anul trecut am făcut pășunea aceea, ca pe un teren de fotbal, sunt oameni care a fost și domnul vice acolo, vreau să o fac anul ăsta la fel, am făcut o groază de lucrări, dar m-am oprit, n-am mai vrut să concesionez, pentru că așa considerat mi s-a pus beț în rate. Și acum să vină cu taxe de gloabă. Domnul președinte, scrie persoană juridică aici sau persoană fizică? Hai să vă explic o chestie, domnule. Și eu în societatea mea, în societate, aveam creștere animalelor. Domnul Pavel, eu vă întreb o altă treabă. Nu așa. Domnul Pavel, vă întreb o altă treabă. Taxa de gloabă a fost o idee parțială a mea, venit prin când eram primar. Tot așa era concesiune, o grămadă de lume. În condiții în care cad concesiunile, primăria depune acte la APIA și încasează subvenția, dumneavoastră sunteți de acord să plătiți o taxă de gloabă? Eu? Dar primăria nu mai poate. Nu mai poate. Nu mai poate. Nu mai poate. Și nici nu are dreptul primăria. Nu are dreptul. Are dreptul. Domnul președinte. Și poate să se plătiți. Nu! Nu are dreptul. Că am făcut așa ceva la primăria. Domnul Pavel, haideți să mă explic de ce primăria spune că v-a pus bețe noastră. Problema este că pașnea, pășunea, se concesionează și se dă la UVM-uri, la capite de animală, pe hectare. Dumneavoastră, fiind persoană fizică, cu două vaci sau cinci vaci, nu puteați să luați toată suprafața de la Verșești pe numele dumneavoastră ca persoană fizică. De aia v-a cerut o asociație unde sunt, de exemplu, 30 de capi de bovină, vine 3 vaci pe hectare. Nu avea cum să dea acție. Mă, dar nu vreau. Ce? Nu e așa. Ba așa este, domnule, cum o așa? Dacă sunt persoane juridice, sunt înregistrate. Făceam pricomodat, deci... Domnul meu, dumneavoastră, vă dăm doar pentru vacii care le aveți pe persoane juridice. Trebuia să vă dea. Nu, domnule, nu, domnule. Nu, ai ce domnule. Ce ați mai liniștit acum? A fost omul care a umblat cel mai mult pe drum, au fost licitații, am plătit toate taxele. Toate. Că trebuie și eu cuvântul. Toate a plătit o taxă de participare la licitații, a licitat ceva, de ce i s-a dat?
Caribaci? Păi și satul de așa Caribaci. Eu am obținut și vreau să vreau să nu s-a respectat hotărârea de guvern 34. Și vor răspunde pe bine, altcineva din public, dacă mai are din înscrit. Deci, în concluzie, nu se va pune problema taxei de groapă. Nu. Se va pune, dar va crea păcinării. Stai. Dar taxa de pășunat va trebui să o plătim primăriei? Sigur. Sigur. Dar primăria va face vreo lucrare pe pășunii? Stai, domnule, care taxe? Stai, domnule, un pic. Cum adică taxe de pășunat și taxe de groapă? Stai, Olea. Cum adică? Taxă de globă, nu se pune și așa de așa. Dar primăria va trebui să cască în toate. Aveți certitudinea că în momentul în care cad concesiunile de la toți cei care au concesionat, atunci veți plăti taxă de globă. Până atunci nu. Nu o să cadă niciodată concesiunile, pentru că nu se mai este cu atribuție directă, domnule. Nu se mai dă pășunea, poate nu se mai dă pășunea. În ședința în care s-o ajunge la portul. Gata, Olea. Ba da, eu am cerut cadrul legal și a existat. Vrei să aduc pe doamna Mocanu aici? Băi, Ciprian. Cum nu există? Băi, a zis să vă spun iar unul. Noi să se încasăm de taxe din groapă. Nu, pe ce ai fi de încasă. Și spune așa, primăria Giromare suprafața de pășuni, atâta. O treime dată locutare, două treime locutare, cinci treime locutare, dar nu. Pășunea de la Vierșești nu are nimeni. Ați încasat parte de ea? Nu! O scoate la licitație. Bun, dar în vara asta... Deci ne iertați. Domnul Pavel, vă citesc din procesul verbal de încerința anterioară. Lasă-vă, domnule, un pic în pachete, omul. Bine. Domnul primar, îți spun din clar, în cerință de 17 ani, de când el este primar, nu s-a cerut taxă de groapă în comuna Giro. Nu. Și dumneavoastră, ce spuneți acum din curtea de conturi că vine și din cere? Dacă de 17 ani nu i-a cerut, o să-i ceară mâine. Nu se știe. Domnul primar, nu s-au încasat taxe de groapă. Nu s-au încasat, pe dacă nu s-au încasat, nu s-au cerut. Dacă nu se cere, nu se încasează. Tot același lucru. Și altcineva din public, dacă vrea să mai... Spuneți, domnul. Nu, după domnul profesor. Da, spuneți, domnul profesor. Stai jos, domnule. Stai jos, domnule. Unele adrese din partea Societății Generale de Săresul Căciului și altele din partea mea personal. Vă întreb pe dumneavoastră, domnilor consilieri, care sunteți de față. Și din anii trecuți, dacă mai vom consilia. Da, spuneți, hai! În ce bază un consiliu comunal discută situația unei societăți agricole? Una, deocamdată. Și a doua, în ce bază consiliul comunal, că am primit adresă de la comitie, chiar azi am primit de la Comisia Comunală de Protecție, și spune consiliul, nu e. În ce bază întreb acest consiliu, mi s-a confiscat suprafața de 2500 de metri pătrați. Ca moștenitor al moșului postulatului Gheorghe Gheorghe, parte din ea s-a vândut, parte din ea s-a dat alte de proprietate. Am documente aici. O secundă, da, am așa. Stați să vă dăm răspunsul la asta, e aglomerat și nu-i mai... Stați un pic, din consilierii vechi, poate să-i răspunde cineva, domnul... Da. Vă rog, domnul... Problemele care mi-am atat totdeauna la Consiliul Local nu sunt din competența noastră, sunt din competența Comisiei de Fond Funciar din Primărie. Consiliul Local nu poate să-ți dea sau soția mea tale proprietatea mea tale. Dar din numai poate lua? Numai Comisia de Fond Funciar din cadrul primăriei. Ne contrazicem, domn Băurean, am dedicat mâna și i-am luat proprietatea omului. Când? Acum vreau câți ani, domnule? În 2009. 2009. Mai în 25. Puteam noi să-i luăm proprietatea noi? Da. Am luat o bucată din teren și l-am dat la altcineva. Cum? O venit la concesionare sau cum a venit, domnul profesor? Dar cum se concesionezi eu proprietatea privată a cuiva? Dar nu are titlul de proprietate. Păi dacă nu are titlul, să iau o proprietate. Eu dăm un mecanism care trebuie spus cum la capăt. Are titlul, dar este trimis în judecată. Cum stai în judecată cu... Acum s-a vine. Așteptăm, domn profesor, să vă zic cu hotărâre. Comisia de Fond Funciar.
Păi nu este hotărâre. Păi, nu putem găsi. Nu hotărâre. Mă trebuie exact. Am primit-o, era celălalt consilier juridic, și spune că într-o lună de zile... Nu putem, noi nu avem dreptul de a domnule, noi v-am întrebat, nu v-am obligat să... Consiliul Comunal are dreptul să ia proprietatea. Nu. De ce mi-ați luat? Nu răspundeți acum. Am dat. Am făcut o serie. Bine, hai ceva mai. 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 Hai pe data de 27.6.2014 am făcut o adresă din partea Societății Agricole, din noi, înregistrată la noi 96 din 27, înregistrată la dumneavoastră 5.288. 27.6.2014, da? Da, da. În 30 de zile nu s-a prezentat conținutul. Către Consiliul Local sau pentru Consiliul Local, da. Către Consiliul Local Giro și Primăria Comunii Giro. Nu ne s-a prezentat. Dar mi-a zis o comisie a fost o să discutim cu primarul când vine și ne prezintă în ședința următoare. Vin la anul viitor, aproape, da. Din partea mea, adresa plângerea înregistrată la numărul 5288, din 27, era în trecut la ședința din trecut, când nu mi-ați dat voie să discut. Către Consiliul Local Girov, Comisia Comunală de Retrocedare a Terenurilor Girov. Și am primit astăzi răspuns de la doamna secretară, chiar azi de-aia vine. Înseamnă că e o secretară care va fi bună. Da, te harnic. Zice, este bună, nu Comisia Comunală va lua terenul, ci că Consiliul Local va lua terenul, domnule. Și până la urmă și cine va lua terenul? Un consilier, nu un consilier. Consiliul Local l-a luat. Da, nu era voie pe atunci. Dacă mai are cineva probleme și bune. Dacă acolo la adresa din care văd că vă vedeți să facem o facem. Și eu am fost câteva. Dar nu-i termenul de plinit. Ascultam oamenii, fiecare ne gândesc nevoie. Dar nu e de plinit pe care la adresa am făcut niște gândi. Vă rog să vă rog. Prezența este obligatorie la televizor. La fel și consultați documentele care le-au vreau să-l întreb ceva. În ședința trecută, domn profesor, a luat o hotărâre Consiliu să facă pe lângă biroul care îl avem jos de fond funciar, să-l mai întărim cu trei consilieri vis-a-vis de problema noastră. Adică o comisie formată din Enache, Andreea și Năvoreanu, fiindcă noi suntem la Reciulești, să luăm la purificat toate procesele astea care le aveți pe rol acolo, la societatea și adună asta, și-a luat. Și să ajungem la o concluzie împreună cu dumneavoastră. Sunteți de acord? De acord. Și să luați toate plângerile făcute din partea adresei, din partea Societății Generale de Sfânt. Am toate documentele. Și din partea mea personală. Vă rog tare. Și din partea la cine mi-e făcut. Din partea la cine mi-e făcut. Eu discut, dar... Trei cuvinte, întrebați. Ca să nu stea aici, mă. Domnule, ce se întâmplă? În fostul sediu a CAP-ului Căciulești este ceva de dosarele X. Acum, Nechita Eugen. Funcționează o creșmă de noapte fără niciun fel de autorizație, fără nimic. Părinții mei au fost asociați acolo. Nu se plătește nimeni nimic. Individul ăla care acolo spune că a vândut cu niște acte de mână la nu știu care cu i-a vândut. Ce societate vorbiți? Despre societatea 1 decembrie și vreau să vă spun ceva. Noi o fi, neamurile nu țin, uite Dumnezeu. Moment, aș fi de acord. Că reprezintă părinții mei, de exemplu. Să poate intra primăria Girov acolo. Să închirieze primăria Girov. Să fi, din banii aia să fie finanțat o echipă de fotbal, că veni vorba aici. Așa să iau banii și să dau mai departe. Nu sunt din fondurile primăriei numai decât. Trebuie făcut.
Ce? Nu știu, că nu sunt pregătit. Am venit pe răcul să mază aici, la invitația cuiva. Dar acolo se pot crea niște locuri de muncă, în loc să funcționeze o crâșmă de noapte fantomă. Fantomă este aia, domnul. Și nu există instituția de statul care poate să vină acolo. Da, nu îi faci să o plânge. De ce nu faci să plânge? Protecția consumatorului. Am făcut eu să tot. Nu, dacă el e specialist. Avem doi specialiști. Avem doi specialiști din cadrul Consiliului Local. Mergi ori la Buriu, ori la Năforea. Năforea nu zice un grup din cetățeni. Deci ca să vă poată vedea mai bine în echipă, luați și domnul Buriu și domnul Andrei, nu m-a ajutat. Și avem acum un ucenic nou Năforea. Haideți să facem sport. Haideți să facem comisiei. Dacă, dacă Consiliul Local n-ar putea ajuta sau ar putea, s-ar putea implica, nu știu în care formă, noi asociații, vechi asociații, am dat Consiliului Popular acest acolo și își urmă că din cealaltă, faceți parte din cealaltă, scăresc, să înțeleg sau sunteți o altă. Dar acolo este o proprietate privată, primăria nu se poate. Știți ce l-am înțeles? Al câtelea proprietate sunteți, al patrulea? Nu sunt eu proprietar acolo, sunt părinții. Ești un senator, domnule, în general, de scăresc. Părinții mei sunt asociați, au dat bani, domnul profesor, da. Sunt proprietate, am spus la început, matale, nu puteți ceri? Proprietatea societății generale de scăriesc, domnule. Da, dar nu sunt, dar să ce ziceți, președinte, să ce ziceți, să ce ziceți, eu cred că nu există în general mai... O să vedem. Dacă mai este din public cineva. Hai să vă puneți soarul. General Tăscălescu nu există. Vă rog un pic de liniște. Din public mai este cineva care vrea să scrie la cuvântul? Ca să ne auzi la cuvântul. Domnul Burgel, aveți cuvântul. S-au să toată domnul la taxa din gloată. Lasă gloată. Noi suntem la sursă. Nu? Nu te cuști. Hai, dacă vorbesc, gata, domnule. Ce gloabă a venit să spus? Ce gloabă a venit să spus? O fată frumoasă. Vă rog frumos liniște, dar cu domnul Ioan Cușel. Două când am să adăugări cunoștința Consiliului, acum o ședință anterior sau două, am avut pe ordine de zi un proiect care a venit în proiect, nu un proiect. În cadrul proiectului acela a fost mai multe proiecte, în care cu cerere a venit și domnul Petric Todiraș. Da. Deci noi atunci, nu noi, nu tu, dintre dumneavoastră, asta nu s-a sărit peste punctul. Da, și trebuia măcar ședința trecută sau ședința asta. Da, aveți un dosar ca să ne spuneți și voi. L-am băgat atunci, domnul. La el s-a aprobat. Nu s-a aprobat nimic. Nu s-a, le-am amânat ședința. Dar eu ne-am gândit foarte bine, s-a aprobat anularea unor concesionari pentru că nu s-au plătit. Lăsați-mă să termin. Și cazul Petric. Lăsați să termin. Cazul Petric nu se pune în discuții. Discuții pe tema că nu a plătit. Este plătit la zi. Da. El a cerut din diminuarea taxei de concesiune, da, că e prea mare. Eu știu terenul ăla, e un teren netrebnic, dar nu i-am dat niciun răspuns. Nici că i-am numit concesiunea cum a cerut el, nici că eu diminuam. Aici am văzut. Domnule Iorica, ca să-ți spui ceva. Înseamnă că tot noi înțeles bine cancelorul tău. Am luat la cunoștință, cel care poate să-i se reducă concesiunea, cel care a făcut contractul cu el. Nu noi. Dumnezeu, am înțeles. Omul a venit în deci el și a răspuns. Și nu i s-a dat niciun răspuns. Cine, cu cine se-a dat contractul de concesiune? Nu-i hotel. Cu ce? Nu-i hotel. 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 Nu-i h
Noi trebuia să-i dăm un răspuns. Răspunsul este amânat noi atunci. Noi am amânat pe omul. Noi nu ne putem băga într-un contract de 12. Păi nu, dar măcar îi dăm un răspuns. Nu este răspunsul. Să se ducă să negocieze cu cel cu care îi ia contractul. Ba da, cum nu-i așa? Domnul Consiliu... Prin aprobat din Consiliul Local. Ridimi numărul. Domnul Acuma, adică aș fi greșit, da? Ce și mai? Putea de foto, de poliție, vedeți pe rețeta. Treabă și eu pe Ienache, dacă nu-i așa. N-avem noi dreptul. Cele două părți negociază și... Doamna secretară, căutați... Cerem de 10 ori bani. Doamna secretară, repunem pe ordinea de zi. Așa așa, 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 S-a asistat lucrarea la Verșești, Conțești, aici, la lângă primării, din cauza că se face lucrează la canalizare. Și au zis, ce rost are să le face? Da, dar putem începe la balansare. Gura Văii, Argintarul, care trebuia să fie asfaltat și balansat, așa. Păi atunci cât am fost eu primar la Giro, am început niște demersuri, să scot la licitații. Domnul domnilor, opri toate. Nu e adevărat. Nu, dar vine. Că a venit. Cum adică? Nu? Cum adică? Se contrazic, pentru că a fost... Omul a fost la venit. A venit, a mers pe teren. Da. Nu știu dacă e firma cu care v-ați înțeles voi. Nu știu. A mers pe teren, a verificat, a măsurat găurile și trebuia să facă deviz. Și atunci? Păi, probabil că urmează. Domnul primar! A lovit o cădă la lege. Sunt primul tot ați vina unul pe altul, noi oricum vă spuneați numai prin grogi. Vreau să vă spun ceva. Ești din pământ, ești din piatră, bătut și plină. Eu doar ne-am dorit atâta la lucrurile. Am propunut pe Simo Societate. Să facă lucrările și să încaseze banii cum încasăm la bugetul local. Niciodată nu o să vină unul la licitație să zică îmi dai banii ca să-ți fac lucrarea. Pentru că noi nu avem banii toți de dat acum. Banii se dau în funcție de cum se încasează la bugetul local. Aia sunt bani de la bugetul local care îi dă noi pentru Argintarul și pentru Roțești. Acum nimic. Domnul Zaharie, aveți... Da, și de vlogă, să vedeți cum mai din asta. Eu am fost primarul pe niște salarii. La stadion nu mai sunt eu. Întrebați-o donatorul de credit, da, mă. Așa cum vă deputare? Nu știu. Întrebați-vă! Domnul Zaharie, aveți cu vârstă? O problemă. Ideea noastră de servici, deci a văzut într-un accident. Doamne. Aș propune la ajutor. Pe ce am făcut? Unic ajutor se face, nu-i pregătit, nu-i pregătit de doar. Și unde am? Și unde am? Păi, domnul Zaharia propune un mic ajutor. Doamna... Nu trebuie un proiect pentru treaba asta? Nu. Notați procesul verbal și facem un proiect pentru prima ședință. Liniște, vă rog, e o cerere făcută de la Gura Văii, da, da, da. De la domnul, doamna Boțu, sora lui A Petrei Neculaie a decedat, nu are pensii, nu au venituri, nu are cu ce le mormânta, au cerut un ajutor. Anunțat. Vreți să aprobăm, până în ce se dezvoltă? Cine este pentru? Toți. Și pentru Onea? Și pentru Onea, toți 5 pentru Onea. Toți 5 pentru Onea. Cine este pentru? Așa, 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 așa
și Sârguriu. Stați-o leacă, domnule, este Emilie, domnul Zaharia din vorbire. Problema numărul 2. Da. Drumul din Agurabăi. Aici, drumul hoților, cum se zice, îi span. Băitanii s-au mutat din Căciulești. Se pun hoții. S-au mutat din Căciulești, vrea să-l spargă și pe ăsta. Trebuie și luat măsul. Mașinile din agate, da. Aha. Eu ce cu tătă doar pe acolo. Foarte bine. Eu mă încerc pe acolo. E șeful hoților, da? Am propus în altă ședință să facă varia de așa că eu pe mașini mari. Deci se circulă numai mașinile până în 7 tone. Da. Și seara cu tate nu știu. Spune, spune eu, spune și eu, nu mai era. Acolo și pui jucă. Oamă, ședință scrisă cu băbă, dar cum vând un mic. Poate spune domnul Guriu că în ședința putem să-i locat din 16 ianuarie 2012, au avut sașul de asată să blocheze drumul. Am blocat-o. Așa, ați avut atunci. Am pus semn exact. S-a pus exact semn și a doua zi l-au luat. Trebuie să-i dăm o variantă și omului ăla. Păi, dar mine prin Căciulești. Dar și prin Căciulești ăsta decât partea asta, tot aceștia. Nu, dar nu se compară drumul Argentarul cu Răbăi. Nu, ăsta-i drum format pe câmp. Nu e așa, dar el acum nu mai e circulul pe Argentarul. Circulul prin Căciulești. Păi așa-i facem Argentarul și nu-ți par de iar, dar. Îl facem să punem varie. Trebuie să ne gândim, bine că acolo lucrează o grămadă de oameni din comună. Și trebuie să-i... creăm condiții omului. Dar drum. Facem drumul. Hai să facem drumul. Hai să facem drumul. La Coreea. 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 La Am venit la ședință. Da, nu, ce? Nu are dreptate, nu. Da, da, da. E, da, da. Domnul, dacă n-am semnat recepția, cum adică? Ce-o semnat? Vasile, primarul Vasile Golan. Dar spune și de aia, fii cuții, vine. Ce-o semnat de ce ori? Ce-o semnat de o femeie? Dar eu nu știu, primarul dacă nu semnat-o. Primarul semnat-o. Trebuie verificat. Dacă aveți, dacă aveți informații, s-au pus fermi în altă parte, vedeți, verificați, cum adică? Nu verificăm, noi știu. Dacă primarul nu e aici, dacă mai vrea ceva o mașină de lemn, spuneți ceva. Nu s-a dus, nu s-a dus. Dacă nu s-a dus, nu a venit și l-a venit. Fata, alo! Pasă la domn vicioce. S-a dus două mașini de lemn. Mașina cu remorcă și mașina... Și unde s-a dus? Una a fost aici și una în spate, la școală, pe terenul din scoală. Alea sunt lemnele școli, nu? Nu. Dar tot primăria de plătit. S-a primăria. Școala așa de și separat. Da. Spuneți, domnule, ești aveți cuvânt. Domnul vice, cunoașteți că s-au făcut acte adiționale la Alexandroia la contract? Erați aici. Da. Știți? A semnat? Da. Păi cum puteți semna dumneavoastră în numele Consiliului Local? Pentru că noi, Consiliul Local, avem datoria să vedem la adiționale la toate actele la contract. Noi venim în Consiliul Local și aprobăm un act adițional în contract. Păi, dumneata cu secretara a semnat pe 13 și pe 14. Fosta, Fosta sau acolo? Fosta. 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 Nu, acolo e în Golina. De când Consiliul Local semnează adiționare? Dar nu semnează, domnule, aprobă. Nici măcar aprobat. Se negociază de cele două părți. Nu. Băi, du-te de acolo și se negociază. Nu mai vorbi aici, Iulia. Când ești de o parte, vorbești aiurea cu noi, când ești de partea aiurea cu noi. Niciodată n-am spus. Tu de ce vrei de aceste două părți contractate, spune pe acel loc. Are contract de concesiune? Are contract de concesiune, domnul. Ce-i lăsă dată? Dar vă rog,
Ai căzut? Ai căzut în capcana secretarei, domnul viceprimar. De ce? De cum? Noi am plecat de la 1800 de metri pătrați când ne-am aprobat în Consiliul Local și dintr-o dată a ajuns la 5700. Iar nu are nimic aprobat în Consiliul Local. La un moment dat, a venit cu un proiect, nu de ăsta, cum am venit noi de schimbarea unei societăți mai recent cu Năfăreanu, și de că lângă societatea lui Năfăreanu, au apărut la județ încă câteva societăți cu schimbări de... Are contract? Cine? Alexandru. Alexandru. De 1800 de metri pătrați. Aia am aprobat noi. Și alte adiționale de la contract trec prin Consiliul Local, domnul viceprimar. Ai căzut în capcana lui și mi-a răspuns. Doi, așa că a trecut eu în capcana. Are contract? Și cum? Dar lângă... Un act adițional când vine, vine și spune acolo. În baza numărul hotărârii... Unde hotărârii? Hotărârii care? Dar nu eram eu viceprimar și primar, dar au fost un contract în baza la hotărârii. Dacă ești în baza la hotărârii... Cu două zile înainte ca să întoarce primarul înapoi, i-a stat lui Alexandroie tot ce o numește. Nu, meu, dar nu-i chestia de vine, pleacă primar. E chestia că el, ea are act adițional și contract. Are contract din 7 ani de câte l-are. Nu, dar de câți ani el are contract. Orice act adițional trece din Consiliul Local. Da, exact, dar la domnul Năvăreanu, mai am o problemă. Da, spune. Ați început balastarea. Mi-a spus că la început nu au fost corecte licitațiile care mi-am făcut eu și cu Ciprian când era. Ați venit cu o altă firmă, nu? Nu. Cu una dintre firme. Așa, corect. Trebuie să spui corect. Una dintre. Una au renunțat și unul luat a doua. A doua, corect. O cunoșteai? Abarna. Tu știi foarte bine că eu abarna am din asta. Așa. La asta nu mă pricep. Da, la asta nu. La întreabă, cu lucrurile. Am organizat. Da. Dacă ați început la asta. Da. Păi continuăm cu oameni buni. Să se facă și plata, domnule. Să se facă plata? Păi da. Nu, de ce nu primi bani? Omul, făcut-o. Păi ce-o făcut? O făcut pe peștul ăla doar, mă, omul. Ce faci cu ea? Dacă vine și ți-a apa acasă, ce vrei? Să știi când sunt inundații, când poți să-ți ia și stradă, să-ți rupă poduri, să-ți fac orice. Și atunci noi băgăm bani ca proștii Consiliului Local. Dar nu suntem bani, noi cu o oră, domnule. Hai, de ce te duci pe lumea cealaltă să ne iei? Hai, mai mult minte, să te vinovați, pentru că eu vreau asta vreau să vă spun, nu am emoție. Suntem vinovați că nu lucrăm cu cap. Niciodată n-am dus un proiect până la capăt. Ne-am certat de la acest proiect, ați intrat în el. Vă rog să intrați după cifre. Dar chiar dacă ești nu mă încălzește. Nu mă încălzește. Este un proiect terminat. Mai da, dar nu mă încălzește. Nu vă place. Și sacrificii. Nu-i nimic. Fost plătit cu banii noștri. Cu banii noștri. Și mie nu mă încălzește proiectul. Deci cu cât de ceartă l-am făcut. 11% ești bani. S-au făcut. Dar nu-i cu ceartă nu-i bun. Restul bani de la... Bine, altceva nu. Mai mult de 11%. Domnul Ardeș, mai aveți bani. Nu, mulțumesc. Domnul Alavici, nu mă aud acum. Pentru că a fost discuția de drumul de la Argentaro, vreau să vedem cum putem rezolva cu ăștia de la control trafic și cu poliția locală, ca în momentul când e control la hala Căciulești, nu mai vin utilajele și transport foarte greu pe drumul ăsta. Pernești, Dochia, iese cine? Evens nu mai fost. Măure! Dar Măure iese! Nu, nu le ori la Făure, ori la Rosno. Deci tot transportul greu să nu cipești în fața poliției, înspre Dănești, trec utilare, trec astea remorci cu 40 de tone sau cât are, ca să o ocolească, să nu intre la hala de Cilești, la Gântar sau eu știu la cine. Domnul Consiliar, cum vezi eu? Să omul fuge, săracul, ca să... Aici, aici, nu vreau totul. Să nu le dea voie, domnule, simte. Pentru că o să vă zic la strada de la Gintar. Da, așa este, nu, e strada de acolo, se va rupe asfaltul. Cât a fost Mocanu acolo și, sau cum îl cheamă, Mocanu, nu? Da, da, da. Era frânduri, a fetelor. Se scot că nu-i drumul comun. Aia e, că asta e drumul județean. Drumul județean sau coie de circuit. Noi nu avem cum opri sau restricționat drumul județean. La drumul județean, Girov-Dochea. Nu avem cum, dar putem face propunere. Dar propunere o facem. Dar din mod de Dochea, cu drum comunal. Sigur, din mod de Dochea e drum comunal. Sunt fond, la un moment dat, deci până la Dochea.
Tot dacă ea așteaptă acolo. Ați notat acolo să ia măsuri pentru drumul... Asta e una și poate de drumul ăsta, cum putem tăia boierile astea care au peste 2 metri de marginea controlului? Aici ar fi... Nu, cu drumul ăsta, cu drumul ăsta. O societate care să vină să curățe toate zonele, că nu avem oameni la pastă și aici... Dar cine avem oameni? Nu, avem și noi. Drumul de la Vercești, drumul de la Gura Văii. Mai sunt o parte din gospodar care societatea luterană s-a preluat teren acolo și își curăță șanțul. Așa trebuie, ei nu-și dau seama că da. Tot îi păgubesc, toată sămânța aia de buriani să duci pe ogorul lor. Proprietarul terenului, din capul de proprietății, nu știu ce înseamnă. La românii, dacă îi dai amendă, îl pui la treabă, dacă nu, nu. Dacă în dreptul proprietarului nu-și curzi el, să faci noi o hotărâri din consiliu și posibil. Este exact ca și șansul din fața casinului, ședința de ca problema pentru angajarea unei echipi, unei societăți, ca să da. Fac curățării pe raza și am aprobat, nu? Pentru că dacă noi nu avem... Noi avem bani, dacă n-ai omule, dacă noi nu avem oameni la pas 6, ca să curăți șansurile, angajează o societate. La pas 6, că cum tot erau mie la pas 6? Nu-i dai tu bani, nu te dă și nu. Dacă e un scripția, vorbim cu așa de ce copii au din curățat pe zoaga, au un chelar jocă și trece ca pe-i bar. Domnul Arăbii, mai ales și altul jocă. Domnul Guriuc, domnilor consilieri, am aici o listă cu niște, dacă nu-i primarul, nu mai le informez, că nu pot, adică avem și documente în spate care le, dar bine ar fi fost să fie primar. Avem niște discutit la unii colegi de-ai noștri. La Bârf. Care sunt? Ziceam cu Bârfă. Nu-i Bârfă, domnule, nu-i Bârfă, nu-i Bârfă. Mă se încălzesc că astea e de sus primar, nu aici. Da, e bine, asta am vrut. Chiar așa, dacă nu e aici, nu mă bucur. Ei sunt, nu poate dau răspuns. Asta vreau să spun. Dorin, ai fost în concediu? Dar nu e cel nimeni de fapt, că nu-i are voi oricum. Nu vreau să fiu primară, dacă nu e aici, ce vreau să fiu? Vreau să cineva, că nu? Da, eu cum zic? Lăsăm să vină primară. Nu, nu, dați-i drumul, dar spune și nu. E ca să fie discuții de pomană, dar să-i iau. Dați-i drumul, dați-i drumul, spune. Dați-i pomană și dați-i pomană. Da, aveți ceva concret? Sunt documente. Și trebuia făcut la fiecare unde, trebuia să pus nu știu un tub, lift apa asta mare, ușor o apa lasă tot, ca, dar nu s-a pus tubul, dacă cheltuim banii aiurea și nu facem cu cap toate treburile astea, degeaba mai facem ceva. Este referat făcut, este referat. Adus deviz cu cât costă fiecare metru de țeavă, nu sunt bani. Mergi la contabilitate, sunt, nu sunt chiar sau tuburi de aia. Nu știu că trebuie că facem drumuri numai da, ca la prima ploaie și băgăm bani ca să ne așteptăm. Urmă, 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 ideea a fost așa, termenul de balanță, aș până îmi pune tu. Eu vreau de donat, nu care nu mai ai bani. O spun eu. Ciprian, dar eu vorbesc acum. Nu, dar mă simt așa, știi? Dar nu te simți după, mă descrie dacă mă descrie. Când m-am mutat în satul Gura Văii, am venit la domnul primar, Rolandu, și l-am rugat frumos să restricționeze drumul pe agentarul. Că se strică drumul. M-am interesat, am vorbit cu domnul inginer care a făcut drumul, că, doamnă, capacitatea de 3,5, maxim 7 tone. Și domnul primar mi-a răspuns așa, acest să nu lase oamenii să meargă pe drum. Nu, domnul primar, oamenii trebuie să meargă, dar să meargă legal. M-a trimis la poliție, m-a dus la poliție, că eu nu știam eu care-s treburile. Poliție să mă treabă, îmi dau oare ce amendă să-i dau? Nu știu ce amendă, poate dacă m-a prins pe mine în trafic, nu mă știu pe mine ce amendă să-mi dai. Am venit la domnul ăla, cine trebuie să pune indicatoare pe drumurile astea? Primăria și le-a spus, nu le-am pus.
L-a trimis pe domnul Guriu, că a pus indicatoarele și tot probabil, așa, a doua zi a dispărut. Tot el i-a furat, domnule Auzi. Așa. Dar la fel vei. Când s-a făcut reparația, informații sigure am, chiar un vecin de meu vă dau noi lucrarea la societatea care a făcut reparația, cum s-a făcut reparația. Nu mai discut că asta nu-i treaba mea. Dar de ce oameni buni cheltuim niște bani oamenilor așa, pe, numai ca să ne spălăm pe mâini să zicem că am făcut? Domnul Gabor care a făcut reparația, vine la măsură toată ziua, dar nu ești curiat la domnul primar, n-am nici bani de motorină. Măcar pe lucrarea care am făcut, o să-mi dea bani. Făcut factura două luni de zile. Eu ce pot să-i spun domnului Gabor? Domnul Gabor nu-i de competență. Da, noi să facem ceva cu primăria asta. O reducem. O reducem cumva, că și de ce să mă rământăm niște bani într-o canalizare care nu se va termina niciodată? Ce sumă prezentăm? Și băgăm tuburi. Și după aia facem drumul și punem bara. Păi nu-i logică treaba. Păi noi n-am lucrat niciodată logic, domnule. Noi am lucrat, nu mă mai interese. Hai să vedem cu ei dăm lucrarea rapid, cât munce ăla, cât munc eu. Așa ai făcut că ne poți deși. Nu! Nu! Dar cinstit, eu am făcut, dar nu am făcut. Dar că mi-a plecat mingea la am făcut licitația. Am făcut și la... Care domnul președinte la Foranu să bate cu... Ai făcut dosar. Cu legea aia în piept. Cu hotărârea 34. Da, și am făcut licitație, ai mama ta, legal, și după aia o luat alții, ilegal. Vreau să problema spun asta, că domnul Andrieș, pentru satul Dorogoiu, a făcut ceva. Când l-am chemat, o venit și a făcut bazin nou. Am făcut bazin sau n-am făcut? Este corect. Și atât am făcut și eu bun. Domnul Andrieș, mai vreau să Corturăm aici, la cort. Domnule, nu ești președinte bun, domnule, gata. O să plec, bun, hai, da. Bun. Am și eu două probleme care vreau să-i adun la cunoștință. Am închide președinte? Nu, sunt și eu consilier aici. Pot să vorbesc și eu. Președinte? Pe... L-am găsit de trei ori până acum. Am sunat și la domnul primar și la șeful de post. Pe... Ăsta de la Popești, la Tufinești, cu oile. Semina. Pe Semina, pe Islajul la Buravoi, la Baci. Era trecut de drumul care duce în pădure, deci trecut din Baci. Mai aveam un pic, dar duce la Nășoan. Așa trece și Enachi. Nu știu eu de Enachi, nu știu eu, vă spun ce am văzut, da? Eu, nu știu eu. Mă rog frumos să luăm măsuri. Doamne, să duc cu oile, la mână. A doua, haideți să pur, facem ceva, să înființăm o fază. Dar n-are perimetri, domnul meu, are, dar nu este. Păi eu v-am spus că are și mă respect, și atât. Mai propun ceva, să facem, să înființăm poliție locală sau pază, ceva. Pentru că se fură de pe câmpuri la greu. Am hârtie scrisă la poliție, am
Om prins în capul cazare cu sacoșa de cartofi în mână, din 10 pui buscoase, au venit poliția, au făcut poze, nu pot să fac eu pentru 10 kg de cartofi niciun prejudiciu. Pentru că nu-i suma mare. Păi lasă-mă, domnule, Suceava. Păi și așa o să-i furimi toți în parte. Fiecare privață. Bine, domnul Zahărea, dacă spuneți să mai amânăm, să furim de el, eu vă promit că mâine seară vin în grădina dumneavoastră și vă rog cu 50 de porumb. Dar nu am grădina dumneavoastră. Ce ai copacul din fața porții, să-l tai? Se poate să-ți convine? Aștept! Dacă îți convine, 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 Și atunci nu chem la măsuri. Dacă te punem în față, e bun așa și la mine. Dar vreți faci poliția. Eu i-am dus, i-am prins acolo, cu câțiva stagi de cartofi, eu am poliția, când tot să-l dau. Eu spun să facem un proiect să încercăm poliția locală sau ce faceți dumneavoastră aici? 1. Câte hectare de islaz nu mai găsiți în comuna asta? Și 2. La cine sunt? Da, spuneți. Domnul Vici are cuvânt. E mare întrebare. E foarte mare. Dar nu suntem în timp. Nu. Puteți să spun eu la întrebare. Dacă nu mai așa să poată. Nu, nu, nu. Aproximativ măcar. Oamenii vor să știe. Dacă le spuneți bine, nu, nu. Dacă nu știm răspunsul, sunt 400 și ceva de hectare de islaz, sunt concesionate la... De care câte nu mai găsiți? Nu, sunt toate. Este legea, acum e clar. Deci noi avem, noi am câte de care. Dacă știți ceva, că... Nu, domnul consilier, a ridicat o întrebare de atinerul care nu este corect. Cineva își pune întrebarea asta. Iar domnul primar actual, care are 3 mandate, o să vă dea răspunsul el. Pentru că la un moment dat și noi, probabil și eu acum în fața noastră, o să-i cerem inventarul din momentul în care a intrat ca virgulă primar al comunei. Așa, în 2004, fusese și viceprimar în 4 ani. O să ne spună exact ce s-a întâmplat în 2004. Iar noi să mergem cu presupusul, eu știu unde vreți să ajungi. Da, deci vreo 200 de invitarii vă ce țineți unde sunt. Păi, e clar așa. 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 Nu avem nici cadastru, trebuie să aducă cadastru la toate satele și la terenuri, la căciunași și la ora toată, pentru că sunt probleme islazurile astea. Am făcut cadastru de islazuri. S-au ajuns iar în timpul ăsta. Voi s-au gestionat, pentru că... Am întrebat la doi care domnule. Din pășuri, da, din pășuri s-a mai destul ceva în terenuri. S-a mai destul ceva în terenuri.